Ionuț Radu iubește din nou, s-a postat în timp ce își săruta noua iubită. Cum arată Francesca Cucuru? Poftim? Cu doi ce... Cu doi, la interior. Cu trei, da, hai cu doi la simțim. Interior. De ce italiancă? Cucuru. Bă, nu știam că oamenii de obicei arată cu degetul. Și aia e urât. Adică e gestul să arăți cu degetul. Pe bunea oară. Și am ajuns. Deci nu poți. Deci știrile astea nu se scrie singure. Păi... Acum este... zi. Nu, e adică, minunat. Cum arată? Nu, da. Sunt curios... Curios. Unde iese Ionuț Cucuru? Dar suntem... Da, Francesca! Suntem curioși și cum dansează Cucuru. Eu sunt curios cum gătește Cucuru. Până de-aia mă întreb ce-am văzut la el Francesca Cucuru. Crezi că l-a tratat într-un fel? La început? Da. Dar și mai important, eu sunt foarte curios cum iubește Cucuru. Sergiu a pus punctul pe ce? Pe cei doi ce din mijloc. Și am zis că asta este o glumă fără fund. Mulți s-au întrebat dacă... Dacă... Cum scrie domnișoara Cucuru? Da, tu îți dai seama că atunci când... Mamă, ce cor! Tatăl ei care făcea nudism. Da, da, da. Și au spus, uite Cucuru gol. Da. Da. Și există chiar și o descendență, am înțeles, în România, a familiei Cucuru. E vorba despre o familie de iobagi, așa se numeau. Da. Da, o familie de iobagi, Cucuru se numeau. E o familie de iobagi italieni, da. Cucuru, e vorba de doi ce interior. Da. Este incredibil ce unde s-a ajuns. Îi urăm mult succes lui Ionuț Radu, el iubește din nou, o iubește pe Francesca Cucuru. Da. Dar nimeni nu spune nimica. Nu. Cu ce se ocupă domnișoara? Cu ce? Cum face bani Cucuru? Domnișoara Cucuru. Din ce? Păi ce să... Cum? Au aburit ochelarii de la râs. Oare ei ori fi întemeitorii localității Fundulea? Oh, doamne, nu e bine, nu e bine deloc, să știi.